ploiesc. Și ce faci? Ce e asta? Este un tipar. Și ce tipar urmărești acum? 5. Da. Numărul 5, de exemplu. Care înseamnă ce? Mărimea piciorului. Adică ăsta, 36, cât toată port eu. Toată fața, pielea. Este... Deci ăsta e 5, frate. E carâm. Cei de la Cantor sunt obișnuiți cu 5, 1. 5, 2. Așa, și cu pielea asta mergem la doamna să o bată. Exact, da. Deci în ziua de astăzi nu este o pisică cu animal. Și și-a rupt degetul aici. Scuze, te-am prevenit? Era mai mișto cum era imaginare. Frate, hai, hai. Se vede că aici locuiesc niște bărbați. Uite un ciocan, serios. Deci fața a luat-o de dincolo, de la fete, da? De la pregătit. Așa. Și se începe și se pune pe catapod. Și se trage. Ca să-și ia formă. Exact. Se ia acest obiect care se cheamă falț. Da? Cum, falos? Falț. Doamne, scoate calapodul ăla să facă. S-a rupt pantoful? Bă, ai rupt pantoful. Da, s-a rupt un pic aici. Păi și cum îl mai vezi, frățic, așa rupt? Păi e de demonstrație ăsta. A, da? E, s-au luat de la flyer, mă. Se poate că ne vine tot nou înapoi. Ai putea să, nu știu, să pățești un accident sau... Glumește, ha, ha. Mă, băieți, mă. Eu vă las, dar ce scrie acolo? Introducerea e între tampoane. E port ochelari. Da, e port ochelari, ea nu vede ce prostii scriu pe pereți ăștia. Oh! Aia, deci cu astea îți poți face găuri în sau un reg, da. Sau un buză. Începem să-l scoatem, da? Hai să-l scoatem. Și el începe și se scoate pe rând. Da? Gata, știu, mi-am pus orința, hai! Dintre pic și tac, noi alegem pic! Bravo! Băi, deci, pe mine mă interesează de asta, de clop. Modele distribuiți sau luați numai comenzi astea, una câte una? Dar v-ați gândit să le faceți și așa, pret-a-porter? Nu, adică să fie mai... Ca așa zis. Noi protestăm pentru că Elina a dorit foarte mult să-i dăm niște piei. Și... Proasta asta, mai făcat. Și mai facem o dublă, da? Piele gri metalizată pentru băieții care au o manie cu, frate, mașina mea este gri metalizat. Piele roșie pentru cei care iubesc sângele. Piele mof pentru cei care au acasă o vacă și nu știu de ce are și mustață. Nu merge, da. Nu contează. Mirce. Deci, pe plan muzical, ce zici? Te tentează? Da, vreau să cânt. Ce? Ce? Nu, noi puteam să mai stau de vorbă, că nu-mi place. Da? Am crezut că nu mă sufer. Nu de tine, să vorbesc. Ah, ok. Ți-am zis, Bulevardul Tomis. Acolo. Da, frate, pe Bulevardul Tomis ne întâlnim la următoarea ediție de LOL Story. Până atunci, eu rămân Pavel, îngropat în piei de vacă, iar rămâne Aileen încălțată în pantofi de clown, fiecare pe tripul lui, după cum se vede, până data viitoare, zâmbiți. Și cântați, faceți ce vă taie capul. De câte ori mă cheamă cineva la emisiune, se termină cu zâmbiți.